place și alu salama aia. Pum, pum, dai cu pușca și ia fum. Să interzică manelele și să-i amendeze pe cei care ascultă manele. Vreau să întreb cum vedeți lucrul ăsta. Nu trebuie interzis manelele pentru că e un gen de muzică ca ori... Nu știu, ca o... e un gen de muzică liber, deci nu e... Cei care ascultă vor fi amendați. Vreau să vă întreb cum vi se pare decizia asta. Că nu mi se pare deloc corect, nu mi se pare deloc corect. De ce spuneți asta? Păi cum, omul dacă vrea să mai facă și el un chef ceva, nu poate să mai asculte muzică sau cum. Dar nu e frumos. Nu e frumos ce? Nu e frumos ce face. Cum vi se pare? Nu mi se pare bine așa, că oricine ascultă manele... De exemplu, noi astea ascultați? Da. Ce vă place la acest gen de muzică? Muzica de manele, Florin Salamă. Dumneavoastră ascultați manele? Ascult, da. Ce vă place? Asta vreau să vă întreb, ce vă place la acest gen de muzică? Ce apreciați? În primul rând, creează petrecere. Da. Te face să te simți bine, te scoate din stări depresive, din stări de supărări. Îți creează o stare de bine. Manelele astea, că dacă se uită, e ca pe dezbrăcate. Mai bine să le dezbrăci de tot, ca să vadă toată lumea, dar... Pe cine să dezbrace? Pe fetele care apar, nu? Că fetele care apar, fetele care cântă... Melodiile. Aveți una favorită, așa? Ce? Una care vă vine acum? Nu vă pun să o cântați. O melodie, așa. Da, are Florin Salam cântecul de a ieșit acum nou Viața mea. Sunteți la curent și cu astea noi. Da. Ce vă place? De asta vă întreb. Deci îmi place așa, că are niște cuvinte foarte bine, cum are în română, și spune. Am înțeles. Ce fel de manele vă plac noastră? Ca gen, așa, ce fel de... Manele de astea, mai sălătăreți. Da, o dracu, mai bine o dezbrăci de tot și gata, te uiți la ea, da. Sau întorci cum vrei, pe partea aia, pe partea aia. Ce mesaj aveți pentru cei care au luat decizia asta? Am un mesaj, cum să vă zic, că a luat o decizie foarte proastă. Mai bine trebuie dezbrăcată de tot. Dezbrăcată definitiv. Definitiv? Și să vadă toată lumea. Ce manea vă place? Nu știu cum... Îmi plac și cele ritmate și cele de dragoste, că au și melodii de dragoste manele. Cântărețul noastră favorit care este? Așa ar fi mai mulți, cum să zic, Guță, Liviu Guță, și Sorinel, Copilul de Aur. Sincer și adevărat, este ceva neomenește. Cum vedeți lucrul ăsta, amenda asta pentru cei care ascultă? Știu eu cum vrea legea. Cum decide legea, ce decidem noi. Dacă o să primiți amendă că ascultați așa ceva, o să mai ascultați? Dacă o să fie... Nu. Nu o să mai ascultați dacă o să fie cu amendă. Păi nu convine să dau banii pentru o amendă. Ce vă place în domeniul ăsta? Ăla e Guță. El este. Și maneaua preferată? Care o scoate el pe aia cu... Vara, când cântă el pe aia cu vara. Cei care le plac, să-și ia pe care îi place, o dezbracă acasă, o pune și pe spate și pe față, dezbrăcată și cum vrei. Ce mesaj aveți pentru cei care au luat decizia asta? Ce le-ați transmite dumneavoastră? E discriminare. Nu este ceva creștinește, ceva omenește. Am întrebat. Noi, tineretul, ne plac manele pentru că asta e la modă, asta e... Deci altceva nu...